Bine v-am găsit la un nou episod, un episod în care o să vreau să vă prezint o mașină destul de interesantă de pe Autoscout24 Este un site la fel ca și mobile.de, mobile, mobile site-ul pentru vânzări internaționale de mașini Înainte de a trece la episodul propriu zis, nu uitați că veți în descriere Facebook-ul meu, Instagram-ul meu, mail-ul meu Orice fel de detaliu în cazul în care vreți să luați legătura cu mine Iar dacă vreți să verificați istoricul unei mașini, aveți link către car vertical în descriere în acest episod să vorbim despre un Volkswagen Touareg 3000 diesel, tip Blue Motion Technology, deci este și Blue Motion pe lângă motorul pe care îl are, motorul de 3000 diesel care are o putere de vreo 245 de cai, 240 de cai. Mașina este undeva în Italia, însă mașina are o mică particularitate și anume faptul că are 640.000 de km, este din martie 2011, 240 de cai, este Euro 5 și mai probabil consumuri declarate, sunt curios dacă mai are filtre particul original, dacă am mers doar și numai la drum lung este posibil să-l mai aibă. 3000 diesel, 6 cilindri, 8 viteze, cutie automată, greutate proprie 2 tone 300, are un singur proprietar anterior, are și carte service, deci se pot dovedi că ăștia sunt kilometri. Ideea este în următor. vreau să mă întreb în prima fază dacă voi credeți că mașina asta o să ajungă în România și o să fie revândută cu mai puțin kilometri, bineînțeles. Eu cred că nu, pentru că are un preț destul de cel. Și tind să cred că probabil prețul ăsta nu, nu poate fi negociat mai jos de, nici nu cred că îți lasă la 10.000, probabil la 10.500 dacă ai noroc. Pentru că mașina dacă e ok și a fost întreținută ok, nu cred că îți lasă nici vânzătorul respectiv foarte mult la bani. Aici sunt dotări, mă rog, are climă cotieră, start stop. Hai să uităm la poze întâi și după ne dăm cu părerea. Deci mie mi se pare că mașina asta arată super bine pentru kilometri pe care are, o să vedem imediat și interiorul, deci nu mi se pare să arate rău pe tablă, bineînțeles, eu nu consider și este normal să aibă și câte ori o vopsire pe aici colo, pentru că e normal în kilometri ăștia să se, mai fi întâmplat și câte ceva, să fie și în parcare sau poate să fie avut un accident mai minor. V6, mă rog, interior, comenzi pe volan, navigație, automat, climă, deci pare strictul necesar, poate chiar mai mult decât strictul necesar, senzori de parcare, mă rog, are cam tot ce trebuie să zicem pe interior, nu este full, mă rog, are și piele și uitați-vă că arată chiar decent și interiorul ăsta pe maro, ca să zic așa, îmi place și mie foarte mult, bate spre mahon, să zicem, deși nu este chiar mahon și se pare că interiorul arată foarte, foarte bine la kilometri ăștia, totuși sunt 640.000. să Poți că funcționează navigația, mă rog, Aici este pe dezaburire, are și încălzire în scaune, aer, mă rog, are climă în orice caz și este automat. Aici sunt alte butoane, start, stop, uh, pentru SP să le dezactivezi, aici sunt pentru tracțiune, butoane pentru tracțiune, pe low, off-road și alte opțiuni. Ce mai avem pe -aici scaunele sunt electrice, full electrice, Aici cred că sunt memoriile pentru scaun, sper să nu mă înșel, oglinzile sunt încălzite și probabil abartabile electric. Mare atenție, scaunul are o mică, un mic semn de uzură aici și totuși sunt 640.000, deci mașina asta a fost îngrijită destul de ok de aici și prețul care mi se pare destul de măricel pentru uzura mașinii la 600.000. Poate uzura nu este foarte mare dacă a fost întreținut ok, dar totul sunt 600.000. După care se vede, mi se pare că arată foarte bine scaunele, nu știu dacă au parte de un detailing sau ceva înainte, dar într-adevăr, se vede o uzură, dar nu sunt rupte. Deci chiar mi se pare că sunt într-o stare foarte, foarte bună. Toarec frumos, spațiu suficient și poza la kilometraj 639.000. Da, are și un virtual cockpit aici și cam astea ar fi pozele cu mașina. Iar dacă nu uităm frumos la dotări, cutiere star, stop, electrice electric, geamuri fumurii, instalație, climatizare automată pe care am văzut noi, încălzire în scaune, da, oglizii electrice, da, senzori ploaie, senzori parcare față spate, navigație, da, suspensie pneumatică, asta e destul de problematică, dar pentru genul ăsta de mașină merită, tempomat este un fel de, de fapt, chiar cruise control, pilot automat, volan îmbăcat în piele, volan multifuncțional, adică are comenzile pe volan și toate cele, Bluetooth, CD, computer de bord, kit mâini libere, MP3, radio, opțiuni, cu de, de morcă, cred că are pe aici, dacă nu mă înșel, de fapt, nu pare să aibă cărlig, dar poate se referă faptul că poți să spui. Gezi al minu, suspensii sport, securitatea ABS, airbag, copilot, airbag pentru cape, mă rog, toate airbag posibile pe modelul ăsta, control tracțiune, SP, de fapt asta e cam același lucru, dacă stau să mă gândesc, de fapt poate asta e ABS-ul. Farul zi LED, faruri Xenon, încredere centralizată, presiunea învelopeste, este senzor, presiune pneuri, servo direcție, sistem antifur, sistem de alarmă. Ideea e că aici este o este o descriere destul de scurtă și nu cred că are rost să o traduci. Oricum, se spune că aici a fost îngrijită destul de bine, sau mă rog, că are carte serios până la să de mii, cred eu, și că nu s-a pierdut, nu știu exact ce înseamnă chestia asta, sincer să vă zic, dar n-ar rost. Și vă care și o posibilitate să trimiți poze mai detaliate. Să <laughs> Volkswagen, ok. Dacă îți dai pe contact, aici se spune ce și cum. Și în rest, de ce 2011, metalizat piele, ele o vreo 5 din 4x4, uh, numărul cu 5, 2011 gri, uh, Proprietari anteriori anterior și cam asta e mașina. În principiu asta cred că e consumul dat de vânzător, posibil să fie mai, mai mic dat în condiții optime de către reprezentă în de către Volkswagen, dar mi se pare o mașină care arată super bine pentru kilometrii Și acum vine întrebarea cea mare. Ajunge în România cu mai puțin kilometri sau nu ajunge? Sau cât ați dat voi pe mașina asta în cazul în care chiar a fost întreținută ok și chiar se prezinte bine la kilometri ăștia? Pentru că eu chiar am făcut un video cu un Passat CC facelift care a avea tot vreo 600.000 din 2012 și s-a vândut undeva la 8.000 și ceva. Touaregul este mai scump, deci tin să cred că probabil undeva la 10.000-10.500 10 e posibil să fie un preț relativ ok și corect. Da. Și cam asta ar fi, este o persoană fizică, mașina e de Italia, în ce am văzut -o la numere, tind să cred, da, se mi se pare că arată super, super bine mașina, adică, repet, Probabil mai sunt diferite revopsiri, poate să a intervenit și cu kit pe aici colo, dar totuși mașina are 639.800 de km, ceea ce sunt mulți. Și da, nu știu ce să zic personal, ca să-mi spun și o punctul meu de vedere, consider că o mașină care a fost întreținut ok, poate să ducă un milion de kilometri fără niciun fel de problemă. Pentru cei care sunt abonați mai vechi știu foarte bine că eu, am făcut un clip cu un Passat B6 Euro 4 de prin 2006-2007 care avea fix 930.000 de km, făcuse tax în Germania. Deci, sunt de părere că, având în vedere că când vinde foarte multe mașini, este automat ca și multe dintre ele să fie cu defect sau să aibă un defect. Bine, de multe ori asta se întâmplă și pentru că se cumpără mașini cu 600.000 de mini Italia și 180 de mii România, asta una la mână și pentru că multe persoane nu exploatează motorul diesel care este oricum la mare căutare, la ora actuală, după părerea mea, nu le exploatează corect. Asta e o altă problemă care poate să intervină. După părerea mea, mașinile nemțești sunt bune, per total, dar depinde foarte mult de cum au fost exploatate și cum le exploatează proprietarul actual. Dar, repet, la ora actuală, dacă nu mă înșel, corectați-mă comentarii, la ora actuală, cea mai vândută mașină de serie este Volkswagen Golf. Până cu ceva timp, din câte știu, au fost Corolla, Toyota Corolla și după Golf mi se pare că este pasat. Deci primele, cele mai, primele două cele mai vândute mașini din lume, sper să nu greșesc, este vorba despre Volkswagen Golf și Volkswagen Passat. E, dacă mașinile astea se vând cel mai bine, la cel mai înalt nivel, cele mai multe bucăți, unități vândute, cred că Golful sunt undeva la... Mi se pare că 30 de milioane au fost mai la Golf 4, deci s-au vândut oricum foarte multe. Pentru că golful le face cam pe toate. Eu compact, mergi de oraș, mergi la drum lung, mergi de familie, mergi și de tineret. Deci golful chiar e o mașină completă. Iar Passatul e o mașină chiar completă. Ai confort, ai spațiu, e mare pe stradă, e sigură, ai nu pot să o consider lux pentru că Volkswagen nu este chiar lux, decât, uite, se centoare Touareg-ul, uh, nu ul e cam de lux, arte ul mai e ceva de top de gamă de la ei, eventual CC dacă vrem mai sus, dar nu se poate compara cu un Mercedes sau cu un BMW. Și am avut Volkswagen și spun chestia asta. Deci nu sunt ipocrit. Dar având în că se vând foarte bine, sunt, e pentru că au un raport calitate-preț ok și simt prețurile ok și sunt mașini bune per total. Ideea este că dacă, dau un exemplu, Volkswagen a vândut într-un an, un exemplu, da, 30 de milioane de mașini, 30 de passat B6, da? E, din 30 de milioane este inevitabil ca măcar 100.000, măcar 100.000 și un procent mic să aibă o problemă de fabricație. Sau să aibă o problemă și să aibă o rechemare. Acum ideea e că rechemarea se face destul de rapid după ce mașina ieși pe poarta fabricii, nu se face... Habar n-am după 15 ani când mașina se cumpără 2019 și ea de fapt este 2006. Deci nu. Da, cam asta este mașina. Aștept voastre în comentarii dacă totuși voi considerați că mașina asta o să ajungă în România. Mi se pare că se vede, se vede, se prezintă foarte bine mașina asta și își merită bănuții. Sincer să fiu pe la 10.000 de euro, dacă chiar merge bine mașina, eu zic că își merită bănuții. Poate și mai jos puțin. Cam asta ar fi episodul. Salut!